Bambă! Talentată! Finito? Finito, maica ce naibii? M-am ucit în viața mea cât muncesc aici. Foc continuu, non-stop, non-stop, n-am stat o secundă. Muream de cal, muream de sete. Sonic cu Ivan erau foarte atenți la munca pe care o prestam noi. Puneau să punem tot sufletul. Haideți, fetelor, mai cu forță. Bine, că vi la ce tutto ancora lucido. Lucido, lucido, no lucido, lucido. Opaco. Opaco. Ok. Opaco, Ando. Opaco. Te rog. Da. După aia, se pune la loc pe cortul ăla din față. Bă, deci am cărat la podelele alea. Bă, dar ce stai nebun? Dacă nu ai stare, voi vrei tot repede, repede, repede. E un bătrinul chiar nerebdadorul. Asta e problema. Bă, dar pe cuvântul meu de onoare. Du-te, bă, n-ai treabă, bă. Stai, n-ai stare. Du-te, n-ai treabă, fă o pizza, fă niște paste, lasă-l în durerea noastră. Omul ăsta nu are răbdare. Hai. Unde l-ați găsit, mă, pe Italia? Unde l-ai, băi? Noi de tot vrei repede, repede, vezi? Ia uite, mă, eu sunt prost. Nervos tot timpul. Ți este frică de el. Și a început nebunia nebunilor. Lasă că asta... Adesea vine la se. Pus pe noi. Adică cum, mă, mă vezi tu pe mine acum să iau de alea aici? Trebuia să o încaseze la un moment dat. Te înocoace, te înocoace, te înocoace, te înocoace, unde te duci? A trebuit să-ți facă ceva cu Lunia Marin pentru că a fost prea rău cu Sony. Vinocoace! De ce? Nu-i nimic, stai așa. Acum să vezi. I-am dat câteva corcoduși să vadă și ea cum e. Cu Neamărin deja ne cunoaște și când e momentul potrivit, atunci ne jucăm. Ne simțim copii, asta e important în viața, nu că devenim doar adulți, trebuie să ne simțim întotdeauna copii. Livio, dai să le duce la loc, una din astea acolo în față. Măi, nebunii la cap, păi de ce le-am luat, mă, din față, ca să le aducem în spate și pe aia să luăm altele din spate, să le aducem în față, mai bine lăsăm pe alea acolo și le montăm pe astea ce le-am cărat. Mache, mache! Vezi, zi de treaba ta! Din față, aduceam în spate, luam din spate, aduceam în față! Un nebun, am mutat la podele, am pix-ul așa, să moare, nu ai mâncat nimic astăzi, că... La bar, a scos candure ca să le pune aici, că nu aveau stare, trebuie să fac. Dă nimic, dă nebunul ăla, de Toto Cutugno și de martelocul ăsta la Teleorman. Să mor eu, doi nebuni. Nu pe aluminiu, te rog. Măcar pe scandura, dar nu aluminiu. Managia! Terminăm de șmilgheruit. Non ne mai lucido. E mato, mate, cum trebuie. Și zice, haide că trebuie să dați și cu vopsea. Brava, uite, Anda, că e ce brava. Si, pero questo non è bueno. Stai nimic. Dar de unde că vopsea o dăm cu un trafalet mic și fai de el, de se îndoaie, se duce pe toate părțile. Vopsea o luăm dintr-o chestie mică, așa sunt pe economie ăștia, sunt zgârciți. Neamărin, mă, de ce călcați ala, că le-am curățat acum? N-am văzut. N-ai văzut. Ai una de aia, te duci. Liviu cred că deja are mai multe grade decât Neamărin. Și îmi pare la pas. Grav! Coace și după aia mai dă. Și ai grijă să nu mai calci pe asta, că de-abia l-au, de-abia l-au curățat. Nu ne faci! Și ce s-a gândit el? Ce mă muncesc astea? Ia că eu trec cu paletul meu fix peste munca lor. S-au întors și au zis... Ups! Pare rău, n-am văzut. Păi să nu-i omori. Liviu e ca Neamărin. Când vede că te oftici, mai rău face. Aș! M-a înjurat italianul ăsta. Di parare la... Mi-am supărat un pic pe Neamărin și Liviu, pentru că putem să ne jucăm un pic, asta, dar să nu strica întreba care l-am făcut. Că zi, pari! Da, așa, așa! Dio vede, provede! Oh, nu pot să cred! A fost tare! Cine a făcut așa? Ce faci, mă? Bă, Liviule, 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 după aia, Liviule, Liviule, e aici. Băi, ce ați făcut? Ține aici. Vino cu așa. De ce ai făcut așa?
văzând chestia asta, mi-am dus în ajutorul lui sora mea, da? Dar în ce te lovim, în deget? Da? Vrei să fii conștient, ăștia nu știu că noi putem să dăm foc la cortul ăsta? A început o adevărată nebunie. Clăcile alea deja uitase toată lumea de ele. Le vopseam aprost că nu mai avea niciun rost. Păi noi am inventat astea, mă. Ia dă-mă o prichetă. Da, m-am lovit. Să vină barbu. Și la un moment dat m-am gândit, bă, ca să ia stâmpăr să se oprească totul, eu pe unde merg cu Liviu, baza noastră este instinctul. Ma perchetu, diato la... tua sorella? Tu dat-o... Tu... Mia sorella ha fatto... Da, ore tu, sorella? No, bravo, che testa di minchia! Ore, sorella! M-am dus să vorbesc cu oamenii frumos. Eu m-am uitat că calc pe niște panouri vopsite recent. No, ma che testa di minchia! Ma va, cagă! Dușmănie, uite așa peste tot. Am văzut că se lipesc cumva papucii și am zis că atunci e momentul să încep să învăț să dansez. Chedici! Nu vă puneți cu mine! Nu începeți un război, da? Pe care nu puteți să-l duceți până la capăt! Ai grijă că începe, da, cu mașina, e? Luca! În tot circul aici era alb. Alb, nu se mai vedea nimic. Dă lui impresia. A dat pe aici, dar nu știe să dea. S-a dat și contravântul lui, bolovanul. Și tot stingătorul ăla i-a venit pe față. Băi, nu da contravântul lui, că-ți dai singur, bă! S-a dat singur în gură! Ăla a fost un moment funny, eu chiar m-am distrat un pic. Hai, bă, băi! Hai! Să mutăm. Păi și astea unde le punem? Astea le punem în partea aia altă. Unde? Unde, mă? Băgă-mea! Băi! Băgă-mea și ce-a fost? Circare sunt mai periculoși decât noi pentru că nu au limita aia, știi? Să nu credeți că rămâne așa. Salutare! Bine! Mamă, mâncați ăștia, m-am speriat! Te-a luat? Hai, ești în cărdășie? Haideți să ne mutăm? Păi să mai pună mâna, stai așa un pic. Ce te-a făcut, mă? Ți-a dat apă? Păi dacă te-a spălat pe tine, cred că de la mine mirosea și m-a spălat și pe mine. Dă-i, Ardo, Ardo, Ardo! Ardo, nu te uita că femeie, Ardo! Dă-i, vine, ți-ești-o, dă-i! Am scăpat acum pentru că... Bine! Băi, italianule, ce ți-am făcut, mă? A început nebunia. Ce ți-am făcut, vrei eu, tie? Ți-am cărat alea! De ce mă dat cu sora mea, mă, că nu mi-e rușine! Dar de ce mă dat, spune și mie, de ce mă dat? Mă, bă, că n-are, pune, tu! Păi da, că, băi! Bă, pune! Păi tocmai le-am vopsit! Palmiero! Cum e cu questo palmiero? Ce ragazzo, poverino! Ce ragazzo? Poverino, am muncit până acum, Cosmine, vine să plâng! Era aici un haos general, unul stropea cu apă. Bă, nu da, stai, Sele, și fugea în stânga. Nu, Patrico, fai, nu, Patrico! Să nu începe! Uite, 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 brava, Anda, măcar tu mă ajut. Uite ce n-am făcut. Din toată nebunia aia care era acolo, nu mai înțelegeam cine cu cine s-a certat și cine cu cine se bate. Supele maroni! Toată lumea a alergat pe toată lumea. Era o hărmălaie jihad, bă, băiatule. Ia. Unde s-a luat el? Cât apă mi-ai pus, mă, cât citești. Se leși, avea o cască de aia de muncitor pe care o umpla cu apa și alerga cu casca de muncitor. Poate, poate mai prinde și el pe cineva să ude. Băi! Gata! Hai, pace! Hai să strângem aici și gata! Hai!
Să nu credeți vreodată că eu o să las așa lucrurile. Finalul apoteotic. Toată lumea pictată, vopsită, udă, learcă, a fost de-a dreptul perfecto. Perfecto! Exact ca la circ să mor. Mergeți amândoi la restaurantul Lavrion. I-am trimis la un restaurant să facă rost de ingrediente pentru a face limonadă și clătite. M-am gândit că deja avem menta, ar fi bine să facem niște limonadă, să servim oamenii când intră în cerc. Cam câtă limonadă să luăm? Păi să facem așa vreo 20 de litri cel puțin. Dar luăm direct făcută. Să facem noi aici. Deci noi seara asta mâncăm clătite. Hai bă, duceți-vă, nu mai stați. Circul Beluci! Circo Aquatico Beluci, staseră, în seara asta! Anda, Rubi și Sonia au plecat la promovare să facă promovare cu flyere, dar să-și vândă bilet. Cine vine seara asta la Circul Beluci? 8:30! După munca aia cu șmilgheruiala, în sfârșit, frate, faceți ceva pe placul meu. Cumpărați bilete, avem spectacol, nebunie, nebunie, ce să fie, ce să fie. Rubi, Anda, da, mâine vine și Dorian, papa, hâți, joarule! Neamărin, a zis așa, băiatul mergeți meu, mergeți la Vermon, să mâncați niște clătite. Să mergem să gustăm clătitele de acolo, să vedem cum sunt. Și să bezi limonadă, să nu beți alcool aici, așa zis clar. Și avem voie să bem limonadă, maxim 20 de litri. Și după aia să ne întoarcem la... Că vrea să ne arate el cum face nu știu ce clătite la intrare. Lasă așa, că vrea să, să vă întoarceți repede la circ. Să vedeți, să cum vedeți. Cum fac eu, meseria. Și noi am înțeles exact ce trebuia. Aici. Salutare, salutare. Ce v-ați venit la restaurantul Ce-aș mânca o clătită, doamne. Doamne, ce-aș mânca o clătită. Primiți Neamărin să mâncăm niște clătite și să bem limonada. A zis, limonada, puteți bea și 20 de litri. Faceți compoziție de clătite. Am văzut și un tort foarte drăguț și am zis să mâncăm și o prăjitură. Fii atent, hai să stăm la o masă, zic, și să comandăm și noi ca oameni. Nu, mai întâi să facem compoziție de clătite. Nu, să stăm la o... Nu, de ce? Stăm la omă, eu nici nu mai vreau, eu vreau din ăsta. Ne făcea cu mâna din vitrină, luați-mă, luați-mă, stau de prea mult timp aici, e posibil să mă stric, e păcat de mine. De-aia ne-a trimis, să ne dăm cu părerea că altfel dacă mâncăm păi altceva, da, o să fie clătitele proaste. Exact, ale lui. Trebuie să vedem dacă sunt bune clătitele de aici și după aia să le gustăm pe ale lui. Da. Nu cred. Dacă zic, pe cuvântul meu, da. Ne-am comandat clătite ca să vedem cum sunt înghețate cu tot ce trebuie. Ai văzut? Ai văzut? Nu două, un tort, una, mamă, e mult. Așa sunt porțiile la noi, să știți. Una. Clientul cât mai mulțumit să fie. Una. Ne-am făcut o poză. Prăjitura se vede? Da. Și am trimis lui Neamărin să vadă că noi facem ceea ce zice. Ia uite băieții mei ce mi-au trimis. Acum, uite unde am trimis eu și uite ei ce fac. Hai, hai păi. A văzut? Așa sfidător. Să vadă că nu ne bate în joc. Vă așteptăm la circ la 8:30. Rubi, Anda, da, mâine, Dorian, popa! Circo? Dă și la domnii, dă și la domnii! Cel mai mult din toată treaba asta și din toată nebunia asta, îmi place să vorbesc cu oameni și să mă împrietenesc și să stăm la vrăjeală și să-i întreb și ce face și cum zice și să glumim într-una. Circo Aquatico Belucis, doamna mea! Unde plecați, doamna mea? De dorul Asia Express m-am pus și în mijlocul străzii cu gândul să opresc mașini, cum opream eu atunci, de blocam toată circulația ca să până îmi găsesc o mașină să mă ia. Și toată promovarea asta noastră era ca o loterie, știi? Să te-ai cu ei de vorbă, câte 5 minute, le explicai ce se întâmplă în show, cine e în show, cât costă biletul. Te întrebau toate detaliile, pierdeai 5 minute cu ei și după 5 te întrebam, veniți, veniți? Păi nu știu, să vedem. Fură ce mai zici, vor veni pe aici, pe la Saturn. Pământ către Saturn. Dai biliete, signori. În seara asta, 8:30. Portavocea magică și mie îmi place mult, mult de tot portavocea. Îmi pare rău că nu sunt două, pentru că mă simt prost așa și trebuie să o împărțim. Și eu, și Anda, și Anda, și eu, și eu, și Anda. Tu trebuie să împarți, fii atentă. La asta de să ce cu aia, la om aici, înțelegi? Dacă nu face unul infar, mare mirare. Veniți pentru o distracție. Maxima! De pe altă planetă! Când am ajuns acolo, erau pe terasă, mâncau frumos, se cinsteau, se omeneau. N-am apucat să mănânc a doua clătită, că a apărut Mudaba.
Unde v-am trimis eu, mă? Când m-a văzut, Cosmin a vrut să fugă. N-a avut timp. Ha? Eu m-am trimis la restaurant? Unde, unde? Ia, unde? Jură-te! Ascultă-mă un pic! Trebuia să le... Trebuia să vedem exact cum sunt. Unde v-ai fost? De ce? Hai, hai, cea, măi, pup, aia, stai bre așa, uite, clătite i-am și dat. Ia și gust, am vrut să vezi exact clătitele cum sunt. De ce? Stai un pic, nu te enerva, nu te enerva, că nu e bine. El a fost cu ideea. Prostul de Liviu s-a dus exact în spațiu închis, l-a prins pe undeva, pe la ușa, am înțeles. Hai în bucătărie! Și în timp ce îl încingea, zic eu, mă duc repede în bucătărie să mă prindă cum eu, de fapt, gătesc. Stai să zic! Hai să muncesc! Trebuia să le văd! Și eu doar am pus praștia la ochi, ca picui. Și am zis, acum să văd ce faci. Nu da! Povestea vieții mele, unde am putut să fug eu, într-un loc, fără ieșire. Trebuia să văd și eu cum e clătita, să văd dacă e ce trebuie, să ne facem de râs la oameni. Nu, da, îți dărâm alea. Ăla, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vreau să văd dacă îl faci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bine, nu, da, ai văzut, bravo, l-ai învățat, nu s-a nimic. Și mă prind clătită. Chiar am scăpat ieftin de data asta. Să aveți poftă, vă așteptăm la circ. Rubi, Anda Adam, Dorian Popa mâine, Liviu Vârciu, Nea Mărin. Am ajuns la terasa aia. Îmi zice Sonic că vor oamenii de la o masă foarte mare să cumpere bilete. Am auzit! Poză cu noi! Ce bine arată! Și oamenii, hai, gustați! Și eu, bine, hai că gustăm! Nu te poți abține! N-am cum, cartofi cu brânză, n-am ce să fac. La mama, gata. Au fost foarte, foarte drăguți. M-au lăsat să mănânc până m-am săturat. Gata. Bravo, Rubi, ai mâncat, ai promovat. Am mâncat, am făcut bani. Ia uite, bre, unde ești, băi, martalogule? Așa. Pune. Așa, și să fie cea mai bună, cred că vine. Să fie cea mai bună poartă așa. Deci punem o. Am dat la aia, m-a zăpăcit. Să punem coajă de lămâie. Coajă de lămâie, dar nu prea multă se pune ușor. Și a venit Nentu Mărin în bucătărie în timp ce găteam și a început să dea cu praștia cu corcodușele. Cele mai bune clătiti. A, salut. Nu fi. No. Dacă faceți, n-am nimic. Bă, da, muncesc. Vreau să vă spun. Bă, muncesc. Spărgea ouă, pregătea aluatul pentru clătite. M-am apropiat de el și am zis, dacă nu faci, uite praștia. Păi pune mă și pe ăla să facă, numai tu. Păi da, el ține de asta, ești nebun, uite-l! Uite, a transpirat! Fă aia, pune aia. I-a dat și el de două ori cu aia, de două ori. Este eu pauză, dar eu obosit. Nu, ok. Mai pune niște coajă de lămâie. A pus coajă de lămâie. Pune așa, pune tot. Nu, da, băi! Și am zis, bă, dacă mai dai o dată cu praștia aia, mine să mor eu, nu mai fac nimic. Bă, bune? Da. Dacă dai să mor eu, dacă nu, mai fac nimic. Fie ar corcodușele în cap să-i fie, pentru că numai corcodușe are în cap. N-ai treabă, ce faci? Mă duc să dau drumul acel până veniți voi? Da. Păi da! Dacă m-aș pune la mintea lor, aș distruge bucătăria oamenilor acolo. Trebuie să vedem când pleacă, când mă duc eu dacă a plecat și după aceea să facem aia ce trebuie. Păi da, să mai facem o compost. Mă, n-auzi, du-te și faceți de treaba ta. Păi dau drumul la cir și veniți cu plătitele? Da, hai încredere, promit. Hai, bine. Am zis. Bine. Du-te, puiule, du-te. Așa că i-am lăsat aici, le-am zis să vină cu tot ce le-am spus. Eu am venit la circ. Da? Mulțumesc! Ce drăguț! Pupă toată pe un obraz, ai! Băiatul foarte drăguț și gestul lui îl apreciez maxim. Da. Îți mulțumim frumos! Vii la circ? Da. De la 8 jumate? Da. În Venus? Da. Circul Beluci, uite aici, dacă vrei să-ți iei prieteni. Și mi s-a portat de drăguț încât am zis că trebuie să-l cinstim cu un bilet. Pentru băiatul ăsta frumos cumpăr un bilet. Ne-a dat flori, ne-a asta, n-ai cum. Da? Da. Îl plătesc eu, promit. Da. A fost dulce. El din banii lui, în loc să-și cumpere bilet, ne-a cumpărat 9 flori. Poftiți! Mulțumim frumos! Cu plăcere! Se crapă?
Da, să nu poți să o prăjească, aia. Da, păi, asta nu poți să se crape, că n-are nimic în ea. Ghidibușul acolo, știi? Livi Vârciu la rău, Livi Vârciu la bun. Nu-i face că-ți poate mănâncă copiii ăsta rău de-ați. Hai, hai să-l otrăvim, să-l... Și hai să facem un aluat. Acum aluatul mi l-au adus doamnele, că au pus ele ceva în apă să nu se prindă coca, să facă praf așa cumva. Dacă îi pune... A, n-are făină, n-are... Doar făină și atât. Apă și făină. Și se face, se face ca o pită. Da, dar nu iese moale, nu mai e clătită, n-are aromă, n-are... Iese tare, nu? Iese... Să-i facă o compoziție, să-i facă ceva, să facă el clătitele, să-i se rupă, să nu se coacă, să nu știu ce. Am mai pus niște oțet, am mai pus niște, nu știu ce, coribababa, ceva care îngălbenește. Curcuma! Curcuma, dă-mi curcuma! Am mai pus bicarbonat, am pus o grămadă de lucruri. Într-un bol de la al nostru, a? Într-un bol de la al. Ia uite, curcuma, nu multă, vă, gata, gata! Am pus, le-am amestecat, le-am aranjat, totul regulă, pregătit. Venim, că aici ai schema. N-ai cu motor? Fără motor e da, mai ce bine la mână. Da, e mai bine, da. E mai aici, e mai bine. Sărut mâna, servișor, sărut mâna, mulțumim foarte mult. Sărut mâna, sărut mâna. Sărut mâna, mulțumim. Pentru dumneavoastră. Eu vă iau cu trandafir și vă invit în seara asta la circul acuatic cu velucii. Dar din dar se face rai și eu i-am dat ei floarea mai departe, sunt convinsă că s-a bucurat că a primit-o. Dar n-a luat și bilet, a zis că mai pe seară, că mai nu știu ce, vrăjeală, vrăjeală, vrăjeală. Mulți ne-au dat vrăjeală. Circul acuatic Obeluci și Paco Stea de Neamărin a pregătit un spectacol de zile mari, de la 8:30. Biletele sunt la noi, dacă vreți să le cumpărați, Cașcavalul știu sigur, e la voi. Ferească Dumnezeu! Nu e în stare să fac o clotitor! Eu mă tot uitam și ziceam în sinea mea, zic, bă, dar eu în ce mă bag? Deja suna provocare pentru mine.